Marina iubește Chișinăul în care a copilărit și povestește cu drag despre locurile care o fac să vibreze frumos. Sunt născută în orașul Chișinău, am o dragoste și o simpatie aparte pentru orașul meu natal. Deși am copilărit la bunie în suburbie, sigur că partea Chișinăului cumva era cea care m-a format ca și om, ca și profesionist. Are o dragoste aparte pentru natură, iar plimbările în parc îi oferă energie. Cel mai tare iubesc Ciocana, pentru că sunt de acolo și cunosc absolut fiecare stradelă, copil fiind cu trei ram, da, diferite cercuri, olimpiez și tot așa mai departe, atașată foarte mult de acest raion. Evadez foarte des la Valea Trandafirilor, da, acolo unde pot să iau conexiune cu un parc, cu natura, așa, unde pot să-mi las copiii să se plimbe pe trotinete. Își face munca cu multă pasiune, chiar dacă uneori e greu să faci față provocărilor zilnice. Aveam un vis, da? Sigur că cred că ca și fiecare profesionist de la noi să inițiez ceva care mi-ar da voie să fac ceea ce îmi place și ceea ce mă înăripează. Iată, ceea ce facem noi, da? Producem ciocolată și cafea proaspăt prăjită, este exact acel sentiment de împlinire, că pot să transpun cunoștințele mele în artă și în ceva artizanal, făcut cu sufletul, cu multă, cu multă dragoste. E complicat să faci afaceri, adevărat. Trebuie să ai perseverență și să nu cedezi. Fabrica Ciocolată, una dintre seriile de produse, este ambalată într-un mod inedit. Ambalajul reprezintă clădirile monumentale ale Chișinăului, Universitatea de Stat din Moldova, Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, Sala cu Orgă sunt doar câteva dintre ele. Orașul meu este o serie de ciocolate care poartă pe ambalaj diferite locații vechi din orașul vechi Chișinău. Am luat-o în ordine cronologică, ne-am străduit să păstrăm, sau am vrut cel puțin să păstrăm ideea că locațiile mai există și astăzi la noi, doar că deja într-un alt format sau într-o altă arhitectură. Fabrica de ciocolată a Marinei are și o istorie interesantă, numai bună de o poveste. Prima ciocolaterie din Basarabia a apărut anume în acest loc, la intersecția străzilor Alexandru cel Bun pe atunci, astăzi suntem în strada, în bulevardul Ștefan cel Mare. Și atât, prima ciocolaterie din Basarabia a fost creată de Zanfirescu, parohul Zanfirescu, care are o istorie mai tristă până într-un final, dar acest Zanfirescu a creat prima ciocolaterie și furniza ciocolată de la noi din Basarabia în Casa Regală din România. Nu putem rata momentul unei urări cu ocazia Hramului Chișinăului. Îmi doresc din tot sufletul ca absolut toți cei care locuiesc în orașul Chișinău să aibă aceeași ardoare și dragoste pentru locul natal și să facă lucrurile cu același drag ca și noi. Chișinăul cu străzile sale pline de viață, parcurile sale frumoase și clădirile care spun povești este nu doar o capitală, ci o casă pentru noi toți. Fiecare colț al acestui oraș poartă amintiri și vise. La mulți ani, Chișinău!